Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore. Să vedem ce vă așteaptă în acest timp ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că vom face 3 variante. Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3 și că acest video este valabil și pentru domn și pentru doamne. Bun, haideți să începem. Bun, haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei care uitați colectiv în următoarele 72 de ore? Evenimente importante pentru cei care vă uitați. Evenimente importante următoarele 72 de ore. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Și o să vedem la ce avem și la bază. Posibil aici să aveți de-a face cu o chestiune, aici la generală sunt variantele. Foarte mulți dintre voi aveți de-a face cu o chestiune ce ține de o bază materială. Vreți să construiți o casă nouă? Pentru alții dintre voi este posibil, ori dacă voi sunteți zodia balanță, ok? Balanță. E posibil să vă despărțiți de cineva tot din zodia balanță sau dintr-o zodie de pământ, ori fecioară, capricorn sau viceversa, luați cum rezonează. Ideea este că aici au fost foarte multe minciuni la mijloc și din cauza acestor minciuni s-au creat discordii. Este posibil aici cineva să mintă în legătură cu o sarcină, cu scrisoarea copilului și biciul, ok? Cineva să fi dat o veste falsă legată de o sarcină, pentru că, uite, am moartea aici, scrisoarea și luna. Uite, moartea și luna. Cineva află un secret despre o sarcină care nu este reală, ok? Ori sarcina asta nu este cu persoana respectivă. Sau cineva nu vrea să păstreze această sarcină, dar mai mult mi apare că este o chestiune de fals, minciună. Adică nu este o chestiune reală. Iar pentru alte dintre voi am un alt mesaj. Aici poți să fii bărbat care te uiți sau chiar femeie. Ideea este în felul următor. Dacă aici cineva a rămas însărcinată, spun, și se ceartă cu o persoană, căutând explicații, dacă tu ești care și femeie și poate ești chiar balanță, de ce nu? Ori fecioară, văd foarte mult fecioară balanță, sau chiar taur, cineva se ceartă foarte mult aici. Deci, repet, taur, fecioară balanță, femeie din taur, fecioară balanță. Vă certați foarte mult cu o persoană care este vicleană și pur și simplu persoana asta își vrea să audă ce ai tu de spus. Ok? Tu îi spui o chestiune legată de un copil sau o sarcină că ai aflat de o relație ascunsă sau că relația voastră nu mai merge sau că persoana asta este interesată de banii tăi și că tu vrei o bază serioasă aici când vine vorba de casă și ancoră. Tu îi spui vreau o relație serioasă sau vreau o persoană pe care mă pot baza, vreau o persoană care să construiesc ceva de viitor, vreau o persoană sau... Asta este ceea ce îmi doresc eu. Nu sunt așteptări, ei sunt pretențiile mele de la mine. Îi spui tu acestei persoane. Și încheie această colaborare cu bărbatul ăsta, dacă tu ești femeie, iar dacă tu ești bărbat și treci prin chestia asta, posibil să nu vrei relația asta, dar trebuie să fii sincer cu această persoană și văd că ești, pentru că este posibil ca cineva aici să fi făcut folos de resursele celelalte persoane, și nu a recunoscut că nu-și dorește relația asta sau să mai continue relația asta, s-a ajuns la o sarcină posibil, l-a mutat împreună și cineva acum vrea să se retragă. Și vreau să întreb aici, pentru că este la general și foarte mulți dintre voi vă luptați ca să spunem așa cu povestea asta, de ce vrea bărbatul ăsta să termine relația aici? Pentru că el nu vede o familie și nu vede un viitor, nu se poate supune la acest stil de viață. De ce cu 10 de cupe 7 de monede? Ori tu ca femeie poți să fii cea care îi dai vânt unui bărbat aici pentru că el oscilează între două femei. Și tu poți să fii balanță și să afli treaba asta despre bărbatul ăsta din rac pe scorpion cu 3 de cupe și 8 de cupe. Sau, uite, mai văd un taur aici, deci e o combinație aici. E o combinație cu asul de săbi, 3 de săbi. Pă, pă, pă.
Ideea este că tu, dacă ești femeie aici, nu contează, nu trebuie să fii neapărat zodia asta, poți să fii orice altă zodie. Ideea este că tu ai o bază ta, ok? Ai o bază ta. Pentru foarte multe dintre voi, urmează să vă căsătoriți cu sufletul vostru pereche, care urmează să apară, aud, 4 luni, 4 săptămâni, persoana asta o să apară. Este un bărbat șaten, pentru câteva dintre voi șaten deschis. Poți să cunoști bărbatul ăsta, poate ai cunoscut bărbatul ăsta acum 3 ani jumate, 4 ani. Te muți cu persoana asta în casă? Dar el a fost cu cineva. El a fost cu cineva. Și tu ai fost cu altcineva. El nu suportă să te mai știe cu altcineva. El a fost cu o femeie, nu neapărat fecioară, taur, balanță, nu mai contează, vărsător posibil. Ideea este că el nu și-a dorit relația, dar a apucat să mute în casă cu femeia, sau a apucat să-și facă planuri, a apucat. Ideea este că el a avut un interes acolo, sau nu, dar cu luna și moartea s-a aflat ceva. S-a aflat ceva. Relația cu inelul și șoarecii nu a mers aici. Nu. Cineva spune, nu pot să continui. Uite, posibil ca cineva să fi văzut aici o oportunitate cu cheia și peștii. În situația asta cineva a văzut o oportunitate. E o oportunitate pentru o resursă financiară. E o oportunitate pentru... Persoana asta se întoarce la tine dacă tu ești leu. Persoana asta se întoarce la tine pentru că tu ești o persoană devotată. Cineva spune, asta e persoana mea care mi-a fost persoană loială. Cu persoana asta vreau un nou început. Persoana asta mi-a fost alături. Persoana asta m-a ajutat. Persoana asta cel mai bun prieten, cea mai bună prietena mea. Pe lângă ceea ce simte persoana asta pentru tine, dacă tu ești femeie, urmată asta, pe lângă ce se trezește că simte pentru tine, persoana asta spune, este singura persoană de încredere din viața mea. Cineva o să spune despre tine, este singura mea, este singura persoană, sau tu ca bărbat spui asta despre o femeie. Și vreau să știu aici de ce regele de cupe cu acest card. De ce se desparte o dată de femeia asta încă o dată? O femeie de bărbat. De ce cu 10 rebute și rebute? În primul rând, uite, iar mi-apare. Regina de săbi. Moartea. Tu dacă ești femeie și te desparți de bărbatul ăsta, tu nu ai niciun sentiment pentru persoana asta. Absolut, îți spun din start. Și pentru că tu consideri, uite, poți să fii fecioară, gemeni, balanță, vărsător, dar nu neapărat. Repet, poți să fii oricare altă zodie. Ideea este că tu nu simți nimic pentru persoana asta. De ce? Pentru că, în primul rând, bărbatul ăsta se gândește la altă femeie, sau nu, dar ideea este că cu asul de monede și moartea, tu spui, eu nu am cum să dau oferta asta persoanei astea, că nu este ceea ce vreau eu. E o relație asta, mă simt mai mult singur sau singură. Sau nu merg lucrurile. Nu. Pentru că mai am o regină de bătăi și 9 de săbii. Ceea ce mă face să cred că tu cândva ai avut sentimente pentru bărbatul ăsta. Cândva de mult, oho, uite, împărăteasa cu asul de săbii, 9 de săbii și regina de vâte, cândva ai avut sentimente și ai suferit pentru bărbatul ăsta. Dar nu mai e nimic. În momentul de față ți-ai dat seama că nu-l vrei. Ți-ai dat seama ce fel este și faptul că nu-l vrei. Pentru foarte multe dintre voi, ați fost două în viața acestui bărbat și niciuna nu rămâne cu el. Pentru că el este ca puznicul. Și 10 de bâte este cineva care se chinuie cu un stil de viață pe care nu dorește să-l schimbe. Regele de cupe, regele de săbii, este un om foarte rece. Un om foarte nepăsător. Un om care roata și carul repetă aceleași evenimente.
fără să-i pese de sentimentele celor din jur. Eremitu și 10 de vute. Echilibru și 4 de săbi. Uite, cine vrea echilibru și 4 de săbi să fugă de persoana asta. Asta m-a auzit ca mesaj. Persoana asta vrea să stea chill, relax și... Uite, 7 de săbi îndrăgostiții. Și să fie ok să mintă și să oscileze cu alte persoane. Și luna invers cu asul de cupe. Și 5 de bute de cupe de pentacule să creeze conflicte în jur. Nu-l interesează. Absolut deloc. Și tocmai de-aia el este părăsit. Dacă sunt cumva două femei, îl părăsesc ambele. Haideți să vedem prima variantă. Bun. Foarte mulți dintre voi aici sunteți născuți pe data de 20. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 1 în următoarele 72 de ore? Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Foarte mulți dintre voi mergeți la un eveniment. Pentru alții dintre voi aud vizionarea unei case, o plimbare în parc, un eveniment în aer liber. Depinde unde sunteți. Pentru alții dintre voi nici măcar nu sunteți în România. Ori pe data de 20 veți merge la un eveniment foarte important. Aici la voi s-a terminat. O fază din viața voastră este completă. Gata. Deci tu aici ai terminat. Nu te uiți la cartea asta ce arată, este cu totul altceva. Tu ai îngropat trecutul, gata, ai completat ceva, ești într-un echilibru, ai reușit. Pentru alții dintre voi, aud, ai făcut-o și public, adică oamenii au văzut schimbarea ta public. Ce ai terminat aici, completion? Dissipating, să-ți mai privești viața la televizor. Ai înțeles? Și a fost ca o karmă. Tu nu mai privești viața la televizor, tu vrei să o trăiești tu. Nu vrei să mai fie totul de fațadă. Nu vrei să mai fii victima orcoholic, să muncești, să stai în impas. Vrei să ți-ai văzut adevărata ta valoare, self-worth. Și mai mult decât atât, nu doar tu ți-ai văzut-o. Asta ți-a adus foarte multă fericire și a fost un drum lung și multă muncă la tine, spun din start. Nu numai tu ți-ai văzut valoarea ta, ci și sufletul tău pereche odată cu tine, care a fost un bărbat foarte nesigur pe el și a acceptat că a respins rejection destiny, că a respins destinul, ok, cu tine. El a acceptat și a lăsat în urmă chestia asta de agitație, de a nu avea răbdare, de instinct animalic, de obsesii sexuale, de minciuni, de dorință de abundență, de sentiment de vinovăție, de insecurități. Deci bărbatul ăsta a lăsat toate lucrurile astea în spate și s-a iertat pe el și să știți că nu este o muncă ușoară să faci lucrurile astea. Vă spun eu din propria mea experiență. Pentru că eu dacă sunt un lucrător într-un mine asta, înseamnă că nu am trecut pe toate etapele astea ca să pot să ajung unde sunt astăzi. Asta nu m-a scutit. Pentru că lucrătorul într-un mine nu înseamnă că ești scutit. Din contră, noi trecem printr-o serie de transformări foarte profunde și niciodată nu poți să spui că au luat final de tot. Ok? Niciodată. Dar ajungi la un moment dat în care reușești să te echilibrezi cu tine într-atât de mult încât îți închei karma practic cu tine, ca lucrător într-un mine. Cu tine. Adică tu doar reușești să trăiești, să-i ajungi pe ceilalți și să-ți trăiești și viața ta. Ok? Bun. Mai vreau să văd o energie aici despre sufletul tău pereche pe care l-am văzut în următoarea 72 de ore. Ce să facă persoana asta către tine? Pentru că aici e un suflet pereche care este pregătit să fie cu tine, dar uite, fațadă confuzie. Persoana asta, vreau să spun un lucru. Tu cunoști persoana asta. Este cineva care a trecut printr-un impas. Mai mult decât atât, cineva s-a comportat doar de fațadă confuz în ochii sau în fața ta. Persoana asta a stat în singurătate ca să se recupereze. Este cineva care a înțeles, s-a uitat foarte mult după atracție fizică, bărbatul ăsta. A avut foarte multă chestiune de asta de atracție fizică. El a înțeles că perfecțiunea nu există și ceea ce visează el și pe ce a pus el preț,
A stat el cu el ca să-și revină. Și o să facă persoana să câte tine fața, da? Ce confuzie. Ce cu misticism. Ai și mai complet, uite, iar misticism și complet. Uite. E complet. Persoana asta a avut confuzia, a avut impresia că e ceva foarte neclar aici. Aici am un vibe de trebuie să înțeleg care e faza, că e ceva, e un mesaj pe care trebuie să-l spun aici. Ceva face cu tine, misticism. Ce-a terminat bărbatul ăsta aici cu misie și ce comentarii? Ok. Aici este cineva care... Cred că a terminat o karmă și l-a avut o karmă destul de urâtă, poate a terminat o relație cu cineva din vărsător scorpion. Iar scorpion. Un triunghi amoros, dar mai mult decât atât văd aici magicianul cu... Arătea asta ce a terminat cu magicianul. Să se opu... a terminat în a se opune să accepte adevărul. Spun clar. Ce aici a fost ceva de fațadă. Deci, un bărbat aici a terminat chestia asta de a se opune adevărului. Cum ar fi bărbatul ăsta, te iubește, dar el s-a opus să nu creadă lucrul ăsta, pentru că el de fațadă, față de restul persoanelor din jurul lui, și am văzut acolo foarte puternic aspectat mama lui și cineva din familia lui, și aici am confesion, misticism, înțelegeți voi, care l-a ținut în confuzie. Dar știți că eu v-am spus că astea nu au existență, nu există lucrurile oculte. Influența și manipularea pe partea asta s-a petrecut la nivel mental pentru că persoana asta a fost în preajma mamei lui sau cine a fost acolo, persoana care l-a manipulat. Da, aici a fost o credință de fațadă imediat. Și anume cineva a trecut printr-un impas foarte mare pentru că a avut o credință de fațadă. Cineva n-a crezut, n-a avut credință în Dumnezeu. Probabil că nimic, dar este ce... Cred că aici vorbim despre părinte. Pentru că persoana asta din copilărie asta a văzut, așa a mers mai departe. Și deși aici persoana asta, bărbatul ăsta, deci ca să spunem așa, familia acestui bărbat, te-a considerat, poate tu ești o persoană mai... spirituală, să spunem așa, te-a considerat o... Cum poți să fii tu așa când persoanele astea sunt atât de credincioase care sunt de fațadă doar? Când tu de fapt ești prayer, uite, recovery. Tu ești o persoană cu adevărat credincioasă. Iar familia acestui bărbat te-a judecat sau persoanele astea te-au judecat când ele sunt doar de fațadă. Cum poți să fii tu așa? Sau cum poate să fie bărbatul ăsta cu familia lui a spus, cum poate să fie bărbatul ăsta cu o persoană ca tine care este o persoană spirituală sau crede în lumea asta spirituală sau în viața de apoi pentru foarte mulți dintre voi aud. Cum poate să fie bărbatul ăsta cu tine când sau tu dacă ești bărbat, familia ta sau cine ți-a îndoctrinat mintea, cum poți să fii cu persoana asta când persoana asta comunică cu lumea de dincolo? Aude. Poate să comunice cu lumea de dincolo. Dar vreau să anunț aici în mod direct că e ceva complet. Deci aici ceva s-a terminat. Și dacă a venit cineva de dincolo aici, vis-a-vis de bărbatul ăsta care e situația asta, a fost... Persoana asta spirituală, femeia asta spirituală, trebuie să-i aducă un mesaj lui de dincolo. Cineva o să realizeze lucrul ăsta. Că cineva de dincolo a vrut să ajute bărbatul ăsta prin femeia asta.
Și anume dau un exemplu pentru că acest chip nu se vede. Chipul femeii nu se vede aici. Aici dacă un bărbat a trecut printr-un impas și a fost într-o situație grea și n-a acceptat să vadă adevărul, el va descoperi că femeia care l-a ajutat, deși este o persoană spirituală, ok? Persoana asta a fost ghidată de cineva care a trecut într-o neființă din partea bărbatului care nu accepta în ce situație îl vedea. Și atunci spiritul acestui bărbat, și este un bărbat, spiritul acestui bărbat, energia lui, a contactat această femeie spirituală, ghidând-o în încheierea acestui proces karmic prin care bărbatul ăsta a trecut, pentru că el nu a acceptat să vadă adevărul și trăia într-o confuzie și n-a dorit să iasă din situația asta. Dacă cineva îi se întreabă de ce o persoană a insistat să-l ajute atât de mult, este pentru că femeia asta a fost ghidată de cineva trecut în neființă. Tu dacă ești bărbat, trebuie să știi că femeia asta te-a ajutat. Pentru că cineva de la tine, din familie, și o să fac clarificarea, care a trecut în neființă, cineva aici, pentru că femeia asta este o femeie foarte puternică, comunică cu lumea de dincolo, cum îi spun eu, lumea de vis-a-vis. Și este contactată din partea aia, dar în formă de a face bine. Ok? Asta e confuzia cuiva și cum reușește o femeie să vadă lucrurile astea spirituale? Cum? Pentru că așa s-a născut persoana asta, este o persoană sau nu e o persoană? Femeia asta nu este om. Și cineva o să vadă lucrul ăsta. Pentru că, uite, cineva, bărbatul ăsta a fost într-o confuzie permanentă. Iar spiritul respectiv a încercat să ia legătură în mod direct cu el, înainte să trimită această ființă spirituală de la mijloc, această femeie. Ok? Dar bărbatul n-a auzit, n-a văzut, n-avea cum, n-are aceste capacități spirituale. N-a luat în seamă semnele celui trecut în cealaltă zonă. Ok? N-a luat. Și atunci a spus, trebuie să trimit pe cineva care să spună. Cum spun eu acum, care m-a trimis să spun treaba asta. Ok? Vreau să văd aici. Da! O femeie care are niște capacități, o altfel de percepție. E un miracol. Nu, clar, persoana asta a trecut în neființă. Cine aici, de dincolo? Bineînțeles, cum erau să nu cadă jos. O secundă. Deci, în primul rând, vreau să știu aici cine este bărbatul care a trebuit să fie ajutat și a fost un impas. Ia să vedem. Cine este bărbatul ăsta care a fost un impas și a trebuit să fie ajutat? Poate cineva din pești, cineva din fecioară, sau un bărbat singuratic, un bărbat care a plâns foarte mult. Cine e bărbatul ăsta? Cine cu eremitul și împăratul? A avut propria lui judecată bărbatul ăsta. Un bărbat din leu? Cine e bărbatul ăsta? Un bărbat manipulat de o femeie mai în vârstă decât el, care poate fi chiar mama lui. Ok? Sau cineva din familia lui. Cine e femeia asta care l-a manipulat? Bărbatul ăsta, cine e? Cine e? E din familia lui. E din familia lui. Uite, o regină de cupere a lui Scorpion. E din familia lui femeia asta. Ca să ne înțelegem.
Mai vreau să o arată cine e bărbatul ăsta. Chiar poate să fie un bărbat din leu. Chiar poate să fie un bărbat din leu. El duce grija cu femeia asta. Rac pe scorpion. El duce grija femeii astea. Duce pentru că de ce cu 10 de vârte și regina de cupe? Pentru că datorită ei, el este singur cu 5 de vârte și 9 de pentacule. Pentru că tot timpul a încercat să o mulțumească pe ea. Duce cu 7 de săbii. Pe tine ca femeie, tu dacă ești leu, te-a părăsit pentru ce a spus femeia asta și pentru percepția ei și pentru a nu se face, pentru a intra ei în grații, pentru că familia acestui bărbat a spus că tu nu ești bună pentru el. Dar pentru că ești o persoană spirituală, persoanele astea nici măcar neștiind, sau dacă tu ești bărbat și trebuie să auzi asta, trebuie să auzi mesajul. Tu nici măcar nu știu ce persoană specială ai lângă tine și de cine a fost trimisă în viața ta, iar familia ta a adus percepția asta că, dar așa a fost să fie, că persoana asta a venit să te vindece în primul rând, cineva de dincolo, uite, prin prayer, pentru că persoana asta este o persoană specială și spirituală, indiferent că ești femeie sau bărbat, dar este pentru un bărbat din partea unei femei. Tu ca bărbat nici măcar n-ai priceput, nici măcar n-ai știut cât de specială este, ca să-i spunem, persoana asta, că nu e persoana, femeia asta care a venit în viața ta. Ai luat persoana asta garantat și n-ai, tocmai de-aia a venit în viața ta, că n-ai acceptat să vezi adevărul, să schimbi situația cu ce se întâmplă în familia ta. În casa ta, în viața ta, cine te manipulează, care este problema, de ce nu progresezi, de ce nu ai o relație? Că tot a fost de fațadă. Cineva te-a ținut în impasul ăsta și a fost o aiureală, n-a fost real. A vrut să te țină acolo. Ce întrebam? Mai vreau să întreb atât, cine este bărbatul ăsta? Poți să fii taur mai tânăr, poți să fii leu, repet, prima dată am văzut leu. Cine cu aș de pentacule? Uite, 10 de săbii, steaua. De ce 10 de săbii, steaua? Poți să fii vărsător, de ce nu? Sau să ai puternic aspect a vărsător. Ori n-ai înțeles că un vărsător ți-a făcut foarte mult rău. Asta n-ai înțeles, că un vărsător te-a trădat și ți-a făcut mult rău. În dragoste. Sau mesajul este pentru un vărsător. Gemeni, balanță, vărsător. Și acum o să întreb. De ce a trimis spiritul ăsta, femeia asta, în viața acestui bărbat? Care era scopul? Pentru că el avea vicii. De-aia. Pentru că era frică de singurătate, avea frică de abandon. Ce cu 9 de vârte și 9 de pentacule. Pentru că menținea un trai neserios. De ce cu magician și 9 de cupe? El a trimis femeia asta ca să-i fie și suflet pereche, pentru că femeia asta spirituală este suflet pereche acestui bărbat. Pentru că el nu știa ce vrea în materie de dragoste și tot timpul dorea, dar nu era momentul, pentru că de-aia și trimis-o sufletul ăsta pe femeia asta. E un bărbat care a plâns foarte mult. Deci, care a mai fost scopul? Pentru a-l învăța foarte multe lucruri. Și pentru să-l facă să ia o decizie importantă. Și în același timp să știi că a fost și o lecție dură aici. Pentru că spiritul ăsta a trimis femeia asta, chiar dacă este suflet pereche, pentru el, să-i dea același tratament cu regina de săbii pe care l-a aplicat el femeilor din viața lui. De-aia. Ca el să înțeleagă că trebuie să încheie, sau dacă tu ești bărbat, cu acest comportament imatur
în care există tot timpul conflict și cineva tot timpul este răutăcios în dragoste, răutăcios cu persoanele din jur, în care oscilează, încearcă să pună femeile în competiție una cu cealaltă, pleacă în repetate rânduri din viața persoanelor din jur, adică cineva, o infidelitate, cineva și-a primit, și-a primit același tratament. Spiritul ăsta asta a vrut să facă femeia asta. Mistică în viața acestui bărbat și bărbatul ăsta întreabă, dar ce mi-a făcut așa ceva? Pentru că ea a avut o misiune de aia. Ia să vedem ce a făcut femeia asta, bărbatul ăsta. Guilt, abundance, ok? Deci a lucrat foarte mult pe starea lui de vinovăție. L-a învățat compasiunea, ce înseamnă să fii serviciu altora. Ce înseamnă înțelepciunea prin fapte, percepția asupra vieții, să-i schimbe percepția asupra vieții, cum să accepte anumite evenimente. Cum să iasă din izolare, cum să-și asculte intuiția, cum să creadă în destin. Și a spus destinul, i-a arătat, uite, self-worth și soulmate. Ea trebuie să lucreze la acest bărbat, dacă ești femeie, ai făcut treaba asta, ca bărbatul ăsta să înțeleagă că este sufletul tău pereche, dar tu trebuie să-l repari. Iar dacă tu ești bărbat, femeia asta este o femeie spirituală, nu ești împreună cu femeia asta în momentul de față, dar ea a lucrat la tine ca tu să-ți vezi valoarea ta proprie, făcându-ți toate evenimentele astea, ca să înțelegi că destinul vostru este împreună și că, de fapt, ai fost o victimă, probabil, cândva, a minciunilor și a lucrurilor false, le-ai făcut și tu, ai trecut și tu prin ele, ți-ai pierdut valoarea ta, poate erai prea mult după distracție și persoana asta ți-a arătat, spiritul ăsta a vrut ca femeia asta să-ți arate că viața nu este despre așa ceva și dacă vrei să fii fericit, trebuie să-ți vezi propria ta valoare, pentru că tu, dacă ești bărbat, să nu fie cu supărare, tu ai făcut treaba asta pentru că aveai o grămadă de traume și complexe de inferioritate și insecuritate și nu erai sigur pe tine și tocmai de-aia aveai tot timpul chestia asta. Ok? Aveai multe răni și persoana asta a avut răbdare să persevereze în toate evenimentele astea pe care tu ai trecut, incredibil. Este ca și cum cineva aici, te rog eu, dar nu aud te rog. Cineva, o femeie a stat, nu să spun cu forță, o femeie a insistat foarte mult să nu lase un bărbat aici pentru că ea avea o misiune cu el. De-aia. Și el n-a înțeles treaba asta. Mai vreau energie aici, dar înainte vreau să întreb ce adevăr n-a vrut bărbatul să se vadă cu 7 de bâte și 6 de săbi. Că trebuie să înceapă, să înceapă o nouă viață, să schimbe stilul de viață, că respinge destinul, asta face, și că are așteptări de o schimbare când de fapt sunt în aceeași energie. Ce a mai refuzat să vadă bărbatul ăsta cu 7 de bâte și 6 de săbii? Quest. Fate. Pe Dumnezeu, credință. Să-și recunoască propriile greșeli. Să accepte o suferință din trecut, să treacă peste ea. Să accepte că a fost să fie și trebuie să capete experiență și înțelepciune din situația aia, nu să stea blocat și să sufere toată viața acolo și să creadă că toate femeile sunt la fel sau că toată lumea este la fel și să se afunde în muncă și în vanitate, dar vanitatea mi-a căzut invers, deci cineva forgiveness, uite, cineva iartă, cineva a suferit foarte tare aici și cred bărbatul ăsta că a suferit, cred că cineva a fost o foarte mare confuzie aici. Ok? Cred cu tărie, pentru că am văzut cărțile și am văzut și în clar viziunea mea că cineva a suferit foarte tare aici, dar asta a fost o misiune grea pentru femeie ce a făcut aici. Nu pentru, și pentru bărbat, dar pentru femeie. Ideea este că aici te cuplesc cu bărbatul ăsta, să știi.
Bărbatul ăsta tu l-ai lăsat în tot procesul ăsta pentru că ai avut, asta a fost misiunea ta, tu l-ai lăsat pe el să se trezească după ce ți-ai făcut munca. Nu vorbiți în momentul ăsta. Este cineva care să te caute de la sine, să știi. Bărbatul ăsta a fost foarte tentat să te judece cu foarte mare ușurință. Dar tu ai avut atât de multă muncă de dus în viața lui și atât de multe evenimente de făcut, încât le-ai făcut pe toate. Trădare, infidelitate, adică i-ai dat același tratament ca să doar atât de tare încât să reușească să treacă peste trauma aia pe care a avut-o. Poate că foarte mulți dintre voi vă gândiți cum se vindecă durerea. Niciodată nu o să vindece cu vorbă frumoasă. Trebuie să te lovească cineva atât de tare, în ghilimele, să-ți atingă maximum, ok? Încât să devii imun. Imun! Imunitatea te face să treci peste orice și orice durere, peste orice eveniment din trecut. Încât să iei viața așa cum e, și cu bune și cu rele, și oamenii așa cum sunt, și cu bune și cu rele, și să nu mai cauți perfecțiunea. Pentru că despre asta este viața, ok? Și să nu porți pică și ură nimănui. Poate o energie și ce o să facă bărbatul ăsta pe zi. Și până la urmă, cine te iubește, te acceptă așa cum ești. Cine nu, nu a fost pentru tine. Ce să facă bărbatul ăsta pe tine? E o decizie finală, 10 de săbii cu 2 de săbii. Bărbatul ăsta vrea un nou început cu tine, uite, fraier și 8 de bâte. Probabil că a avut un stil de vorbă mai matur sau, nu știu. Poate e mai glumeț bărbatul ăsta, e mai... Are el un stil mai... ok, s-a avut în trecut. Poate face foarte multe glume cu fraierul și 8 de bâte, foarte multe glume. Ce să facă către tine cu 2 de săbii și 10 de săbii? Decizia lui este că nu mai vrea să păstreze secrete față de tine, de 10 de bute și marea preoteasă. Da, nu mai vrea să păstreze secrete față de tine pentru că vrea să spună adevărul. În viața lui a mai fost cineva, uite, din trecutul lui, exact cum am spus, cineva din pește, ori fecioară, capricor, săgetător, ok? Și uite, regina de cupe. A mai fost cineva din pești și a mai fost cineva din săgetător. Sau cineva, o femeie din pești, o femeie din taur săgetător. Și posibil ca tu, cea care vorbesc aici, să fii leu, care i-a dat foarte puțin. Foarte puțin. Adică persoana asta s-a comportat cu tine foarte indiferent. Și asta este, că el a ținut o greutate foarte mare în ascunzișul ăsta. În ascunzișul ăsta pe care tot... Și decizia finală este că nu mai vrea să facă treaba asta. În niciun caz. Nu mai vrea să facă treaba asta. De ce s-a decis persoana asta să fie împreună cu tine? Regele și cu regina de săbii. Ia să vedem. De ce s-a decis bărbatul ăsta să fie împreună cu tine? Luna, 3 de săbii invers. De ce cu 3 de săbii invers? Să știi că este posibil ca bărbatul ăsta să lase o medie, o familie, să plece dintr-o casă, anturaje, prieteni, pentru că uite, am aici 3 de cupe, 7 de cupe, turnul, 9 de săbii și 5 de monede. Să știi că bărbatul ăsta o să aibă un turn foarte dureros dacă nu se întâmplă chiar în direct acum, care o să-l trezească maxim la realitate, cu plâns, cu ceartă, cu de toate, în mediul în care este. Ca el să realizeze ce n-a procedat bine și unde greșește în situația în care stă. La ce să renunțe bărbatul ăsta să fie împreună cu tine? La ce cu turnul și 5 de monede? La ce cu regele de monede? Încă o dată, la ce cu pași de săbi 6 de cupe? La săgetătorul ăla. La săgetătorul ăla și la cineva din taur. O să renunțe la un săgetător și la cineva din taur. Ce renunță la persoana să fie cu tine? Asul de bâte și moartea. Pentru că nu mai are pasiune pentru persoana aia, pentru că așa este just să facă și pentru că asta este justiția. Asta e dreptatea, de ce cu 6 de bâte și justiția. Cu
Păi vai, pare rău că s-a comportat Tima. Uite, pentru că el nu mai, el nu vrea să te trateze pe tine astfel, în niciun caz. Nu-i place că se minte în jurul tău. Nu-i place. Și bărbatul ăsta o să se certe cu toată lumea pentru tine. Uite, nu-i place că se minte în jurul tău despre tine. Că ai fi așa, că ai fi așa. Nu-i place. Și nu acceptă. Adică, bărbatul ăsta o să pună la punct familia lui. Nu-i place că se vorbește urât despre tine. Este cineva care s-a comportat imatur. Cineva care spune, ok, 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 bun, am înțeles, ești familia mea. Bărbatul ăsta are câteva femei pe acolo, dar văd și bărbații în jurul. Și bărbatul ăsta spune, ok, am înțeles, râdeți, glumiți, faceți ce vreți, dar mi se pare că ați dus totul la extrem și mi se pare că v-am permis cam multe. Asta o să spună bărbatul ăsta familiei lui. Nu mai permit să vorbiți despre persoana mea iubită. Punct. Prieteni, familie, nu vă mai permit să vorbiți urât despre persoana mea iubită. Persoana mea este cum este, este perfectă pentru mine, nu vă interesează pe voi. Au fi cineva care spune, nu vă ridicați la nivelul persoanei mele niciodată și nici nu o să reușiți. Stați doar să vorbiți urât. Nu aveți nicio ocupație în viața asta decât să stați să bârfiți. Să vă intereseze viața altora, dar la voi nu vă uitați. Eu întotdeauna spun că bârfa e inutilă. Bârfa este inutilă. Este pierderea timpului tău, practic. Timpul tău în care vorbești despre viața altcuiva sau în care tu, practic, ești introdus în viața altcuiva. Pentru că persoana aia, practic, nu-l interesează sau nu interesează că în momentul ăla se vorbește despre el sau despre ea. Vezi viața lui, ok? Sau viața ei. Bârfa este inutilă, iar bărbatul ăsta spune, chiar dacă este inutilă și pe el nu-l mai interesează, el spune, nu mai accept. El vrea să le dea o lecție acestor persoane. Ați vorbit destul, urât și v-am permis în toate felurile. Și am stat cu un ochi și cu urechi și v-am ascultat și v-am privit. Cum ați râs de persoana mea și poate și de mine, bărbatul ăsta spune, și este până aici. Bun. Hai să vedem pentru cei la varianta numărul 2. La tine se pare aici că poate foarte mulți dintre voi de la varianta numărul 2 sunteți născuți pe 3-a, 6-a, poate aveți 36 de ani, alții dintre voi 6-a, 3-a. Aici este, a fost o supărare. A fost o supărare la voi, dar supărarea asta a trecut. Gata. E ceva încheiat. O cruce s-a încheiat la tine, o cruce grea pe care tu ai dus-o, o perioadă din viața ta. Crucea asta poate să fost până la 36 de ani. Dar s-a terminat. Vreau următoare 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2. Ai un nou început, să știi. Un nou început cu o relație foarte stabilă. Cu o persoană stabilă. Cine o să ai un nou început în dragoste? Ești cu Chirofan 600 bute. Cine cu 9 de săbi și turnă? Cineva care te urmărește de ceva timp. Cunoști persoana ta. Mi se pare că e continuare la varianta numărul 1. Cine e bărbatul tău care să ai un nou început în dragoste? Regele de bute. Care poate fi cineva din Săgetător, cineva din Taur. Ai un nou început cu bărbatul ăsta. Cred că cineva aici las, amândoi s-ar putea să lăsați pe cineva în spate. Dar să știți că, să știi că o să ai o familie fericită cu persoana asta și mai mult decât atâta, ăsta e viitorul tău, ăsta e destinul tău, bărbatul ăsta e destinul tău. Și el a avut de a face cu o regină de monede la care s-a tot întors și a repetat o chestiune cu o persoană, probabil o cunoștea de ceva timp. Dar femeia asta a mințit foarte mult. L-a mințit, s-au mințit unul pe altul. Cum rezonează? El ținea cu 4 de monede, 6 de cupe, poate aveau copii împreună sau poate erau, te cunoșteau de mici sau nu neapărat. Au fost prieteni mulți ani. Ideea este că bărbatul ăsta nu mai vrea femeia asta, în niciun caz. Ce l-a mințit femeia aia? Eremitul
Fecioară, balanță, taur, iar săgetător. Femeia l-a mințit cu ce... Spune-mi de ce râd, pentru că la varianta numărul n-am văzut împărăteasa cu magicianul, ceea ce înseamnă o persoană care manipulează foarte mult și poate fi chiar mama lui vitregă cu împărăteasa și magicianul, și împărăteasa și temperanța poate să însemne mama lui adevărată, deci mama vitregă și mama adevărată l-a mințit în privința asta. Oricineva a fost mințit în privința asta aici, fiți foarte atenți. Și anume, cineva a mințit că mama adevărată ar fi o persoană foarte rea, cum am văzut varianta numărul 1, și că mama adoptivă ar fi o persoană foarte bună, ceea ce a fost viceversa. În niciun caz a fost de fațadă. Și aici se face justiție pe chestia asta, pentru că femeia a fost nedreptățită, ca și cum ea, ca și mamă biologică, ar fi fost rea față de copil, ceea ce n-a fost real. Asta i-a fost insuflat de către cealaltă persoană care a fost, de către cealaltă mamă, care a fost mamă vitregă, dar o mamă diabolică. Doar de fațadă. Și posibil pentru mulți dintre voi care au urmărit doar lucruri materiale. Cu ce a mințit femeia asta, cum prăteasa și temperanța? Cercul nouă de bute și regele de cupe. Pentru alții dintre voi, femeia asta a mințit bărbatul ăsta că ea n-a avut de-a face cu nimeni altcineva din trecut și... sau că n-a avut de-a face cu cineva, dar dacă o femeie are un copil aici, are un copil cu un alt bărbat. Șapte de bâte cu șapte de cupe. Da, o femeie a mințit aici că ea n-a avut de-a face cu alt bărbat, dar de fapt ea avea, uite aici, regele de monede, regele de cupe, ea avea copilul cu alt bărbat. Iar pentru alte dintre voi am un mesaj specific, trebuie să spun. Pentru că deja aici aveam și regele de bute, dar remit o să-l consider în felul ăsta. În fine, am regele de cupe, regele de monede, deci aveam și regele de bute. Trebuie să spun. Împărăteasa vorbește despre faptul că o persoană aici care este mamă, să spunem așa, a respins, nu știu de ce ar face cineva așa ceva, dar în fine... Aici văd doi băieți, dar era și regele de bute, trei. Indiferent câți copii ar avea persoana asta, este vorba despre persoana care a avut de-a face, bărbatul respectiv. Regele de monede, regele de cupe, regele de bute. Ideea este că femeia asta respinge orice fel de inițiativă a ta în viața acestor persoane sau acestei persoane, protejând, ea mințind că ar proteja regele ăsta de cupe de tine, pentru că tu nici faci nimic. Din contră, e făcut numai bine. Adică aici vorbim de băiatul mami. Ok. De bute și regele de monede. Da, femeia asta, indiferent cu cine a avut o relație aici, ea a forțat bărbatul ăsta să despartă de tine prin... Luna Marea Preoteasă, turnul, moartea, s-a terminat tot ce a făcut femeia asta, te anunț în direct, s-a terminat. Ea a dorit foarte mult ca bărbatul ăsta, e mama bărbatului, a dorit ca bărbatul ăsta să stea departe de tine, să nu te vrea, să nu te accepte, să te dea la o parte, să se certe cu tine, să aleagă pe oricine altcineva. Incredibil. Să-l facă să te urască, să nu te sufere, te-a blestemat cu steaua și moartea s-a terminat, te-a blestemat. Femeia asta are luna în pești, sigur. Chiar poate să fie zodie de apă. Femeia asta te-a blestemat. De ce te-a blestemat femeia asta în legătură cu bărbatul? Ca să-l părăsești? De ce curat așa o desăbi? Pentru că tu ești frumoasă, inteligentă, fericită, te bucurai. Și persoana asta, uite cât de frumoasă este energia ta.
Nouă de pentacole, bă. Îi luai ei, subminai autoritatea în fața acestui bărbat. Asta era ideea. Și probabil că aici, probabil că tu nu erai decisă între doi bărbați aici, regele de monede și regele de cupe. Și a considerat că i-ați dat o lecție. Dar tu l-ai iubit pe regele ăsta de monede foarte mult. Tu l-ai iubit pe regele ăsta de monede, dar femeia asta care este mama acestui bărbat, i-a zis că îți dă o lecție ție ca să înțelegi tu că n-a fost ok ce ai făcut acestui bărbat. Dar tu de fapt, ca să ne înțelegem, tu de fapt nu ai făcut nimic acestui bărbat, pentru că el a fost cel care te-a respins tot din cauza ei. Tot din cauza ei a ales pe altcineva. Tot din cauza ei te-a dat la o parte. Tot din cauza ei te-a făcut să mergi tu către altceva. Că doar nu era să aștepți o viață. Și asta realizează bărbatul ăsta. Asta realizează bărbatul ăsta. Vreau să știu ce o să facă regele ăsta de monede către tine. Bărbatul ăsta s-a purtat foarte rece cu tine din cauza ei. Foarte rece s-a purtat cu tine din cauza ei. Exact ce a dictat să facă către tine și indoctrinarea asta pe care i-a făcut-o, aud, l-a făcut să se poarte cu tine oribil, oribil. Dar comportamentul era comportamentul ei, de fapt. Ce să facă regele ăsta de monede către tine? El suferă că s-a jucat cu tine. Uite, are remușcări pentru ce ți-a făcut, pentru comportamentul lui. Ce să facă până unul să vii și te revendacule. Mi-a căzut 10 de cupe pe jos. Dacă tu cumva ai mers cu altcineva mai departe și bărbatul ăsta e tau și tu ești leu, dacă tu ai mers mai departe cu altcineva sau el sau tu, ia cum rezonează și el s-a comportat imatur, am 10 de cupe pe jos, ceea ce urma după cartea asta. El urmărește acum, terminând aventurile, să aibă o relație serioasă cu tine. Are remușcări față de ce a făcut, de joaca pe care a făcut-o, de pot să o numesc de influența mamei lui, o secundă. De comportamentul și dictatura acestei persoane. Dar ideea este că el nu știe acum dacă tu nu mai vrei pe el. Pentru că el te-a respins mult timp. Te-a respins cu o răceală foarte mult timp. De-aia. Din cauza femeii astea te-a respins. De-aia te-a respins. Și el deja s-a trezit, a început să vadă lucrurile astea. Ce o să facă către tine bărbatul ăsta? Uite, 10 de cupe, 4 de bâte și judecată. Ce cu 10 de preot? Uite, împăratul și 4 de cupe. Vrea să vină cu puterea lui să-ți spună. Stăpân pe el mai degrabă, spus. Stăpân pe el. Curajos. Să spună ce simte pentru tine, uite. Împăratul și 4 de cupe. Vrea să fie curajos să spună, uite, asta simt pentru tine, asta, pentru câteva dintre voi, poate n-a fost mama lui, a fost o nevastă, ok? Nevasta lui, soacra lui. Nu, exclus soacră, nu. Aici nu e vorba de soacră, nu, a fost mama sau soția lui. Sau pentru câteva dintre voi, Doamne, o secundă. Deci specific, exclus soacră. Aici a fost mama sau sora lui. Mama, sora, mătușa lui. În niciun caz, chiar aud, nu. A fost mama, sora lui sau mătușa lui. Deci cine ar fi fost, a fost din familia lui. Să aud cumnata lui din partea unui frate de-a lui. Ce să facă vreodată să către tine în 72 de ore cu pași de cupe și împăratul? Ce cu turnul? Către tine mai putea să-și vină. Ama, să fiu sinceră cu tine, nu știu dacă mai vrei bărbatul ăsta. Deci o să fiu sinceră cu tine. El încearcă să te țină departe de un rege de cupe. Ce să facă către tine cu 9 de cupe și 10 de cupe?
E gelos. E gelos că tu ești cu altcineva sau e gelos că tu vrei să fii cu altcineva. Acum, pentru Doamne, posibil, tu, regele ăsta de cui să-l fi vrut. Iar regele ăsta de monede a complotat cu mama lui, posibil, sau cu femeia, sora lui, cine era femeia, a complotat ca tu să nu fii cu regele ăsta de cupe, să mergi mai departe ca femeie, pentru că bărbatul ăsta era foarte gelos. Bărbat foarte posesiv și gelos. Ce să fac regele ăsta de cupe către tine? După că cu nouă de bătăl ține departe. Uite, îl face să certe cu tine. Nu cred că îi lași pe toți acolo unde sunt. Uite, bărbatul ăsta te iubește. Bărbatul ăsta te iubește. Regele ăsta de cupe te iubește. Vrea să fie cu tine. Să știi că e o decizie finală să plece dintr-o casă. El consideră că atâta timp cât stă în casa aia nu poate să fie cu tine din cauza influențelor de acolo. Și este cineva care termină, pleacă dintr-o casă ca să poată să fie cu tine. Cu luna și marea preoteasă, aia poate să fie femeia aia care îl influențează. Și el se ascunde tot timpul ca să nu se afle, pentru că familia lui nu te place. Da, exact. Ce o să fac către tine acum? Am văzut aici, unde era cinciul de bute? Ce o să fac către tine cu asul de cupe și fraierul? Ce cu regina de mâine de șase de bute și regele de bute? Bărbatul ăsta, eu am mai spus, uite-l. El vrea să lucreze la relația cu tine. Vrea să facă treaba asta și să facă treaba asta. 10 de săbi, 7 de cupe de pentacle și 9 de săbi. Regretă ce ți-a făcut. Regretă că s-a comportat urât datorită influențelor celor. Dar aici am mai mulți indivizi care îl influențează. Bărbatul ăsta trebuie să facă ceva singur. Că dacă nu-și rezolvă problemele singur. Uite că asta e supărarea. Eu nu te văd pe tine prea supărat. Asta este ideea. Dar dacă el nu-și rezolvă problemele singur, în sensul în care să fie un om matur să-și rezolve toate lucrurile astea și pentru că dacă e atât de ușor de influențat, clar nu este pregătit să fie cu tine, clar nu. O secundă. Cum spuneam, dacă bărbatul ăsta este atât de ușor influențabil, clar nu este pregătit să fie cu tine. Pentru că un rol foarte important în faptul că este un om influențabil îl poartă, exact cum am spus, regele de monede, regele de bute, regina de monede. Cum? Cu șase de bute. Cum? Cu șase de bute. Pentru că am văzut aici. Uite, regele de săbi, nouă de pentacule, magicianul și 10 de cupe. Ce vrei mai mult? Manipulare din partea familiei. Toată familia acestui bărbat îl manipulează să stea departe de tine. De ce? Întreabă-i pe ei. Nu te plac. A fost o chestiune cu regele ăsta de monede de care ăsta are ură pe tine. Oricum, dacă este să fie al tău, va fi al tău bărbatul ăsta, pentru că trebuie să facă munca singur și singur trebuie să se răzvrătească împotriva ăstora, acestor persoane, pentru că până la urmă el n-are nimic de câștigat acolo. Și nici nu ține nimic legat. A, de câștigat poate financiar, văd, cu 9 de pentacule. Pentru că e posibil pentru foarte mulți dintre voi cu 5 de pentacule să nu aibă independență financiară și asta să-l țină acolo. Da. Posibil bărbatul ăsta să aibă și câteva vicii. Posibil. Cum îl șantajează regele ăsta de bute cu 6 de bute? Cum îl manipulează? Du-te în lume, distrează-te, caută aventuri, caută pe cine vrei, lasă femeia asta că nu este bună pentru tine. Asta îi spune bărbatul ăsta, că cine o mai fi și bărbatul ăsta. Ce strebiție o relație? Culmea, bărbatul ăsta e însurat care îi dă lui exemplu. Ce strebiție o relație cu femeia asta? Să-mi duci greul financiar? Păi tu ai bani să-ți permiți să ai o relație? Tu ai bani să-ți permiți când tu depinzi de mine? Să ai o relație, asta îi spune bărbatul ăsta. Cineva spune, uite, să nu crezi că eu te ajut sau să nu crezi că eu o să... posibil bărbatul ăsta care tu vrei să fii a avut o decepție în trecut.
a trecut prin ceva foarte urât și familia lui a știut cu cine era el. Și au făcut același lucru, cum îi fac acum și cu tine. Deci oamenii ăștia au o problemă, oamenii ăștia sunt karmici în viața acestui bărbat, dracu bărbat. Oamenii ăștia sunt karmici în viața acestui bărbat, nu pot să cred ce-i fac. Și totul provine de la regele ăsta de monede, tar, fecioară, capricorn, bărbatul ăsta este piazarea. El este piazarea. El și cu regina de monede. Și cumpără teasa aia. Deci bărbatul ăsta care e taur, mai mult ca sigur taur, cu femeia asta din taur și cu femeia aia care era acolo cumpără teasă. Mama persoana respectivă. Mai vreau energie în mutare 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2, evenimente importante. Un nou început are loc aici. Un nou început pentru tine în care ai foarte mult echilibru. Ai cineva este săgetător, pești, leu. Mai mult decât atât, ai încheiat un capitol din viața ta. Gata. Să știi că, uite, acum am prins regele ăsta de cu regina de monede și doi de bute. Vezi că regele ăsta de monede are o obsesie față de tine. El este într-o relație, e regele de monede care se făcea rău. Bărbatul ăsta este frustrat, este într-o relație cu o femeie, dar pentru chestiuni financiare e un compromis. Tocmai asta a fost ideea de ce te-a urât, că tu l-ai lăsat pentru regele ăla de cupe cândva. Iar el a colaborat cu persoane din familia lui sau ceva de genul ăsta ca să-ți distrugă relația cu regele ăla de cupe și să-l țină departe de tine. Și asta e cu venea de vedea cu regele de sări. Ce te așteaptă în următoare 72 de ore, evenimente importante, varianta numărul 2. Cineva a încercat să-ți blocheze drumul ăsta, să n-aibă acces bărbatul ăla să vină către tine, să n-aibă acces să ai fericirea asta cu el. Să nu te 8 de sări 6 de monede. Să n-aibă reușită relația voastră. Cineva n-a nicio șansă în fața destinului aici. Ok. Prin ce a trebuit să treceți, prin aia ați trecut, aia a fost menit să fie. Nu are nicio legătură cu influențele acestor persoane din contra, dacă au trebuit să aibă loc, au avut loc. Pentru că asta a trebuit să aducă lumină în viața acestui bărbat. Și uite, luna și patru de bâte. Ăsta e secretul din casa acestui bărbat. Că el este terorizat. Cineva e terorizat. Cineva e terorizat. Vreodată stau pe cineva din balanță în trecutul lui. Fecioară, femeie, fecioară, balanță. Uite, un capitol încheiat. 6 de bute, regele de bute. Moartea. Poate să fie un bărbat din scorpion. Regele de bute cu moartea. Pași de cupe, 5 de bute. Să știi că vreodată stau să se lupte pentru tine. Pași de cupe și 4 de cupe. Cred că tu nu mai accepti un comportament deviat din partea acestei persoane datorită faptului că el are conflicte în familie. Și uite. Ba înțelegi ce spune, ba nu înțelegi ce spune. Tu rogi această persoană, sau specifici mai bine spus, că nu accept să fii mințită, că nu accept. El nu vrea să te piardă asta. Și bărbatul ăsta nu vrea să piardă, cum o de puteți zice să vii, nu vrea să te piardă. Dar în schimb, el dând energie în familia respectivă, ție nu poate să-ți dea decât cavalerul de bute. Și tu spui, pa, eu mă întreb către asta. 10 pentacole și regele de cupe. Flyerul. 100 de cupe. 9 de cupe. Care face un 10 de cupe? Deci, până la urmă, va exista reciprocitate în dragoste între voi. Și există deja. Numai că este tot timpul cu familia lui. O să existe 100 de cupe. Te iubește, te place, s-a îndrăgostit de tine. Dar tu o să-i spui, nu doar atât. Nu mă interesează doar câte 10 de cupe și 4 de monede. Deci el va trebui să ia o decizie foarte importantă. Uite-te și tu, vreau să arăt. Și aici e urât spus. Dar asta e. Rămâi cu mama ta sau rămâi cu mine? Pentru că aici este o situație în care, practic, mama lui nu este ca și cum... stai în peisaj acolo unde rajezi pe nimeni. Deci,
nu lasă. În sensul că nu te suferă pe tine și are un dinte împotriva ta. Și ești ori tu, ori femeia asta, în sensul în care nu că trebuie să-i facă ceva sau să o abandoneze sau... Poate unul dintre cazuri, da. Pentru că altfel nu are reușită cu tine. Și acum mi-e și frică să întreb ce să facă față de el. Ce decizie va lua în legătură cu mama lui, cu patru monede și împărtea asta? Nu dai seama că nu poți să iei o decizie ușoară față de propria ta mamă. Uite, mai ales că este serviciul ei. Adică el se simte săracul responsabil de ea. Mi se pare absolut normal. Ce decizie va lua în legătură cu mama lui? Release gossip. Gata. Mulțumesc de răspuns. Ăsta e răspunsul cel mai potrivit. O să o lase în spate. Mai sunt două femei pe lângă ea. Release gossip. Gossip înseamnă bârfă, răutate, vorbe urâte. O să o lase în spate. O iartă. Iartă tot. Înțelege că are nevoie de un nou început. De ce părăsește pe femeia asta? Ia să vedem. Trickery. Își dă seama că e un șantaj emoțional și că se joacă cu viața lui de aia. Și cum că a perceput-o greșit până acum. De-aia. Probabil cineva aici să fi făcut un șantaj emoțional. Din păcate, să atrag atenția doar de fațadă. Fațadă. Ok? De-aia am văzut și la varianta numărul. De-aia a trimis spiritul ăla, femeia asta spirituală, ca să-l trezească bărbatul ăsta. Pentru că el trăiește de fațadă și cineva și-a bătut joc de el. Și este la un impas cu sufletul perechi, adică cu femeia asta spirituală, pentru că nu știe propria valoare. Și că pentru că bittersweet și instinct, nu știe încotro și cum, pentru că săracul bărbatul ăsta n-a primit dragoste adevărată niciodată. Nu s-a avut timp de el, a avut traume din copilărie. Și s-a profitat de vulnerabilitatea și naivitatea lui. Ia să vedem ce va face bărbatul ăsta către tine, regina de bute. Joy. Mai ce-mi place. Să știi că bărbatul ăsta chiar e îndrăgostit de tine. Vreau să știi. Dacă s-a comportat indiferent cu tine, el a avut o pasiune cu o balanță, iar repet. Că am văzut aici balanță și passion. Nu neapărat balanță, putea să fie cineva chiar gemeni. Putea să fie o fecioară, pești. Dar un trecut îndepărtat al lui. Vreau să văd ce să fac către tine cu Joy. Pasiune, abundență, acceptare. El o să accepte că tu ai dreptate ceea ce îi spui. Da. Ce cu acceptăm și gosip. Și acceptă că este sufletul tău pereche și că ceea ce fac persoanele astea cu bârfa, acceptă gosip. Bittersweet este pentru a-l atrage tot timpul în confuzia asta, să creeze confuzie. Și el asta înțelege. De ce de câte ori vorbesc cu persoana mea, intervine bârfa și intervin persoanele astea ca să-mi strice creierii? Asta spune cineva. De ce îmi fac chestiile astea intenționat de câte ori intervine femeia asta în viața mea? Pentru că înseamnă că e clar că au ceva cu ea. Ce să facă către tine bărbatul ăsta? Prayer. El se roagă pentru tine. El se roagă să fie cu tine. Ce cu prayer? Deci bărbatul ăsta se roagă să fie cu tine. Incredibil. El săracul nu înțelege de ce nu poate să fie cu tine. El are problemele pe care le are, dar el se roagă pentru tine. El vrea să nu se mai simtă vinovat pentru ce îi se face în familie. Pentru că săracul i s-a format sentimentul ăsta de vinovăție. Că dacă nu face ce zice persoana aia sau dacă o supără, plânge și îi se face rău și etc. Incredibil. Facă de tine asta. Ce cu miracol. El a căpătat foarte multă înțelepciune și să știi că nu o să mai fie o victimă. O victimă invers. Întâmplă un miracol aici. Tot îmi arată că suferința lui ia final. Gata. Și descoperă echilibrul bărbatul ăsta.
Release trickery. Nu vrea să te mai minte, nu mai vrea să-ți facă așa ceva din cauza la ce îl influențează oamenii aia și nici el nu mai vrea să stea în situația asta recovery, să recuperează și să face bine de toată vinovăția asta, pentru că nu a fost vina lui niciodată. Iartă pe toată lumea, dar la asta vrea să fie cu tine. A fost un drum lung, un drum lung pentru mulți dintre voi, dar este mama lui. Este mama lui. Și regele de monede este tot cineva din familia lui. Bun. Haideți să vedem pentru varianta numărul 3. Aici foarte mulți dintre voi sunteți născuți pe data de 26-26. Chiar aveți 26 de ani, 62 de ani. Am uitat să spun aici, foarte mulți dintre voi aveți 62 și urmează să împlini 63 de ani. Mulți înainte. E un secret care este la suprafață foarte important aici. Ce este la suprafață cu această carte? E un dosar important. Turnul și 6 de săbii. Cu 5 de săbii se iscă un foarte mare scandal. Zici că în continuare 1, 2 și 3. Familia bărbatului nu a vrut să iasă la suprafață ceea ce ți-am spus eu mai devreme. Mai mult decât atât, cineva găsește un album de poze aici și iese cu scântei, pentru că în albumul ăsta de poze cineva află ceva extraordinar. Uite, 7 de săbii pe zduratul. Moartea 3 de cupe. E posibil așa cineva să afle că a fost înfiat? Cineva găsește ceva aici. Că este înfiat. Că nu este tatăl adevărat. Găsește ceva pe care explodează. Cum ați putut să-mi faceți așa ceva? De ce mi-ați făcut asta, aud ca și mesaj? Ce secret se află cu turnul și 6 de săbii? Secretul este că cineva a fost un singur copil la familie. Dar familia în care trăiește nu este familia lui. Exact. Cineva are un singur copil aici. Aici sunt mai multe situații separate. Cineva are un singur copil. Dar copilul ăsta a fost adoptat. Nu are nicio importanță pe la urmă. Oricineva aici dă spre adopție un copil, ceea ce nu prea îmi place, dar fiecare face ce simte și se consideră că este mai bine. Ce se află aici cu cartea și turnul? Ce nu s-a vrut, ce am vorbit la varianta numărul, cred că cineva ascultă aici, în timp ce o transmit. Cineva ascultă, cineva n-a vrut să afle că regina asta de monede cu doi de bâte era în peisaj aici și că manipula bărbatul ăla despre care ți-am spus. S-a află cu regina de monede de bâte. Despre un săgetător, o femeie din săgetător, tar, făcioare, capricorn, cec, 4 monede și 9 de săbii. O femeie din vărsător, și despre manipulările acestor persoane, ca bărbatul ăla să n-aibă un nou început cu tine. Minciurile s-au terminat cu 7 de săbii și moartea. Cineva a mințit grupa mare aici ca bărbatul ăsta să nu fie cu tine, pentru că persoanele astea au fost geloase. Da, regina de cupe, 6 de cupe, exact. Asta să vezi 3 de cupe? Da. Persoanele astea tot încercau să spună bărbatul ăsta, fii cu altcineva, hai că fii cu persoana asta, fii cu persoana asta, dar nu fii cu femeia asta. Orice ar fi, nu fii cu femeia asta. Pentru câteva dintre voi, ce afli aici sau ce se întâmplă cu 9 de bute și 10 de săbii? Uite, cineva vrea să
vrea să fie cu tine foarte serios și vrea să-ți dea asta asta de mărene. Și e frică să nu te piardă. E frică, spune, sper că nu am pierdut persoana asta. Și de ce este greu cu 10 de bute și 6 de monede? Exact cum ți-am spus, pentru că are o situație precară financiară, de-aia. Și de ce este greu să-ți dea asta cu 10 de bute și 6 de monede? Că n-are ce să-ți ofere, de-aia. De ce cu asta de cupe și lumea? De ce cu 8 de săbi și justiția? Cineva are probleme aici. Cineva are un proces. Cu familia lui. De ce e greu să se ofere bărbatul ăsta? Sau nu neapărat cineva aici este într-o căsnicie? De ce e greu să se ofere lucrul ăsta cu de servicii și justiția? Aia. E un bărbat din leu aici. Deci tot ce mi-a apărut la varianta... Ori e un bărbat din leu căsătorit. Ori un bărbat din leu are contribuție că bărbatul ăsta nu poate să dea oferta asta. Cum am văzut la varianta numărul 2. Dar ideea este aici că... Ori aici, dacă tu ești bărbat din leu, tu spui sunt exploatat. Și o să realizezi că ești exploatat. O să spui, sunt exploatat din punct de vedere financiar. Posibil un grup de oameni să depindă de tine financiar și tu să spui, asta este explozia ta. Să spui, eu nu mai suport așa ceva. Sunt exploatat din toate punctele de vedere. Eu nu reușesc să fac nimic pentru mine sau m-am săturat să muncesc atât de mult și atât de greu pentru ceea ce obțin, ca persoanele astea toate să se bucure de lucrul ăsta. Și e posibil în familia ta să se fi iscat un scandal foarte mare tocmai pentru bani. Frați, surori, neamurile tale s-au iscat ceva pentru bani, pentru că 8 de săbii cu justiția vorbește de un proces în familie, în ceea ce ține de drepturi financiare. E un partaj, pentru alții dintre voi e un proces de divorț și partaj. De ce ești în procesul ăsta cu 8 de săbi și justiția? Divorțezi, pentru câțiva dintre voi divorțați. Divorțați. Vrei să divorțezi. Ori dacă ești femeie, ok? Indiferent că ești gemeni, balanță, vărsător, vrei să divorțezi. De ce vrei să divorțezi? Nu vrei să aștepți pe cineva. Sau nu mai accepți nehotărârea cuiva. Spui, du-te și vă-ți viața. Am înțeles că nu ești hotărât. Sau am înțeles că asculți de altcineva. De familia ta, eu n-am contat niciodată. De ce cu 7 de bute și 2 de bute? Uite, 3 de săbi invers. Pentru că cineva nu și-a schimbat felul de a fi niciodată. 5 de bute, 6 de bute. Întotdeauna a existat altă energie. Întotdeauna a existat alte femei. Întotdeauna a existat alte opțiuni. Întotdeauna a existat o a treia persoană. Întotdeauna. Uite, ori tu te-ai săturat și vrei să fii liberă, spui... Poate persoana asta este prea geloasă, poate chiar ți-a făcut lucrurile astea, poate chiar la un moment dat ai zis, da, nu mi se pare drept să trăiesc o viață așa. Nu mi se pare drept. Să n-am drepturi, să n-am fericire, să n-am nimic. Nu mi se pare drept. Mi se pare drept să mă gândesc la mine și la fericirea mea. Asta spui tu. Și aici, probabil... Tu spui bărbatului ăsta chestia asta și ți-e frică cum o să reacționeze. Tu o să-i spui și ți-e frică cum o să reacționeze. Pentru că o să fie și 5 de săbii. Ia să vedem 5 de săbii. Ți-e frică cum o să reacționeze că o să-i spui că nu mai vrei să continui. Da, ți-e frică cum o să reacționeze. Uite,
Pentru că tu ai o relație deja în secret cu altcineva. Ori tu dacă ești bărbat regele de cupe, pentru că mă întorc la povestea de la varianta numărul 2, stai că aici e altă situație. Deci, cineva are o relație în secret cu o regină de monede, tarot, picioare, capricorn. Și bărbatul ăsta care are relație secretă cu femeia asta este un bărbat din rac pe scorpion. Ok? Și aici, ăsta este marele secret. Pentru că, aici, care este teama aici, în situația asta cu Marea Preoteasă și regina de monede? Care-i teama? Am înțeles. Teama este că află regele de bâte, leul, bărbatul din leu. Teama este că află bărbatul ăsta. Care asta e altă poveste. E altă poveste care întreține și financiar situația asta. Deci, nu mai țin nimic. Mai bine care este situația fiecare, dar ceva de aici este că regina de monede este soția regelui de bâte. Și regele de cupe este ruda regelui de bâte. Și regele de cupe trăiește cu regina de monede care e soția regelui de bâte. Și bărbații ăștia doi sunt rude, sau nu? Dar care-i frica cu adevărat? Frica este că regele ăsta de bâte contribuie financiar în ajutorul acestor două persoane. Și frica este reginei de monede că dacă regele de bâte află, o scoate din schemă. Ea e taur și el e leu. Femeia asta e taur toată ziua sau pești și el e leu. Uite, nu puteam să zic. Când am zis taur, a sărit hierofantul. Femeia asta e taur și bărbatul ăsta e leu. Ce zodie este regele ăsta de bâte? Sau... berbec, săgetător, dar în berbec nu cred că nu mi-apare nicăieri. Deci el este mai mult ca sigur leu. Bărbat din leu sau bărbat din săgetător. Ce zodie este regele ăsta de bâte? Dacă puteți să-mi arătați 7 de bâte și regina de zăvi. Uite, echilibru poate să fie săgetător. Poate să fie săgetător. Deci... regina asta de monede trăiește cu prietenul regelui de bâte care este săgetător leu, bărbatul ăsta, sau are săgetător și leu. E un secret. Pentru că... ia lăsați-mă un pic. De ce aveți regina asta de monede să aibă relație secretă? Uite, iar o relație secretă, dar de, vreau să confirm a doua oară, iar o relație secretă cu un bărbat din pești, ca să fac clară treaba. Că mi-a apărut aici regele de cupe cu Marea Preoteasă, este tot pești. Că mi-a apărut regele de monede cu Marea Preoteasă, este tot pești. Este un bărbat din pești mai tânăr, dar este din familie, face parte din familie. Deci nu pot, I can't, deci nu se poate. Nu se poate. Mamă, stați zic să mă calmez. Eu am văzut imaginea. I can. Ori e tovarășul bărbatului din săgetător. Uite, regele, sau leu, săgetător. Deci, parcă și aud în comentarii ce a râs cu tine, Alina. Sper să râzi, pentru că este de râs. Ia să vedem. Poate să fie vorba despre tine aici, săgetătorul sau bărbatul din leu. Ce acțiune vei lua tu? Deja te-ai înfuiat. Ce acțiune vei lua tu, regele de bute, către situația asta? N-ai încredere în tine. N-ai încredere în tine că ar fi real ceea ce vezi. Sau a fost chestia asta în trecut. N-ai avut încredere în tine că ar fi real. Că te-ar fi înșelat. Că ar fi altcineva în peisaj. Uite. Dar o să afli totul și o să-ți pierzi sentimentele. O să spui, a da, mi-aduc aminte când așa, gata, știu.
De ce o să te desparți de regina asta de monede? În primul rând, ți-ai găsit pe altcineva și te-ai îndrăgostit pe altcineva. Și pentru că pașul de cu peșiturnul, am zis, ce pașul de cu peșiturnul? Te-ai îndrăgostit pe altcineva și nu mai iubești persoana asta, regina asta de monede. Împărătea sa karma. Te-a făcut un prea mult rău și trecutul pentru... E o karmă încheiată. Cei de pe și moartea. Trecutul nu mai contează pentru tine. Și tu ai o suferință față de altcineva. Tu vrei pe altcineva. Poate ți-ai găsit între timp pe altcineva, gândul tău este la altcineva. Magicianul și justiția, pentru că aici se face justiție divină. Așa trebuie lucrurile să stea. Așa vor sta lucrurile, pentru că aici este vorba despre o karmă. De ce despre femeia asta cu magicianul și justiția? Și tu spui, este drept să fac asta, pentru că vreau să am un nou început. Și cum divinitatea te ghidează ce să faci, știi? Divinitatea. Uite, tu suferi după altcineva, vrei să fii pe altcineva și vrei să fii singur. E vorba de un bărbat aici. Sau pentru doamne singuri, acum rezonează. Ai stat mult să te gândești la chestia asta. Vreau să văd și cartea asta. Vreau să văd și noi aceste cărți. Și las regina asta de monede să trăiască cu regelul ăla de pe care acum nu o să rămână cu ea. Și o să spun mai de ce. Pentru că aici a fost o trădare urâtă rău de tot. Și cineva a încercat să spună despre trădarea asta, dar ai preferat să dormi. De ce de spate de regina asta de monede? Pentru că a fost vorba despre un interes financiar. Dar ce cu pasiune și chef. Nu mai există pasiune între voi, nu mai există nimic, trickery. Aici au existat decât minciuni. Release, victim, self-worth. E cam ce am văzut și la varianta 1 și 2. Hai să-ți vezi propria ta valoare pentru că n-ai avut niciodată încredere în tine. Absolut niciodată încredere în tine. Ai muncit și ai muncit și ai muncit și te-ai rugat și astea sunt rezultatele și cineva s-a rugat pentru tine să ieși din treaba asta. Dacă se potrivește cu 1 și 2, o femeie s-a rugat pentru tine să ieși din situația asta. Să rămână regele ăsta de cupe sau poate să rămână, dar eu văd că nu. De ce nu să rămână regele ăsta de cupe cu regina asta de monede? Pentru că vanity și victim invers. Bărbatul ăsta a citit ce ai trăit tu cu femeia asta și nu vrea să fie la fel. Ce cu vanity și victim invers? Trickery, pentru că face același lucru și cu el. Femeia asta are un copil și a fost căsătorită, are un copil. Ce vei face tu către femeia pe care o iubești? Spui tuturor, deci vezi ce am văzut și la 1 și 2, nu mai vorbiți urât despre persoana asta pentru că este persoana mea și o iubesc. Și a avut dreptate. Ok? Ai respins persoana asta cândva. Ce face câte persoana asta cu înțelepciune și fericire? Te-ai iluminat în privința acestei persoane și consider că ceva este complet între voi și că vreți să fiți împreună. Și consider că ești norocos sau norocoasă că ai persoana asta, femeia asta spirituală lângă tine, pentru că totuși e un mesaj pentru un bărbat și a fost și 1, 2 și 3. Doamnele, sunteți din exterior unde vorbesc eu despre femeia asta. Ideea este că tu consideri că femeia asta a fost o binecuvântare și este o binecuvântare în viața ta pentru care ești recunoscător că te-a scos din perioada asta în care ai trecut printr-o nesiguranță și ai reușit să accepti, să vindeci, să te vindeci, să treci peste sentimentul de învinovățire și peste multe altele, peste sentimentul ăsta de victimă, să reușești să te faci bine, să fii din nou echilibrat. Să scap de treaba asta cu vanitatea, ok, și cu persoanele pe care le aveai în jurul tău, interes financiar, etc.
să lași treaba asta că pasiunea și atracția fizică sau ceea ce considerai tu că este fizic, este perfecțiune, ok? Vedeai tu perfecțiunea, în ce fel o vedeai tu. Tu realizezi că viața și dragostea și o relație este mai mult decât atât. Bun. Atât am avut pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.